Salut! Astăzi vă voi prezenta o pereche de ochelari pentru realitate virtuală denumiți Google VR Cardboard generația a doua. Sunt foarte interesanți, haideți să vedem despre ce este vorba. Acesta este pachetul, haideți să vedem ce avem înăuntru, ochelarii și accesoriile, atâtea câte sunt. Cam asta e tot. Avem un mic burețel pe care o să-l lipim. O să vedeți unde pe suportul în care se atașează telefonul. Acesta este manualul în caz că aveți nevoie să citiți instrucțiunile. Ochelarii trebuiau să vină însoțiți și de un gamepad cu conectivitate Bluetooth, însă se pare că acel domn chinez care mi-a vândut pe eBay a uitat să-l includă în pachet. Momentan n-am un caz deschis pe eBay să văd dacă îmi trimite un pachet nou sau îmi restituie banii. În fine, ideea este că puteți conecta orice alt gamepad la telefonul vostru pentru a vă juca sau a controla telefonul în modul VR. Aceștia sunt ochelarii, materialul este foarte interesant, plăcut la atingere, vine însoțit de tot ceea ce aveți nevoie, doar introduceți telefonul și cam asta e, începeți distracția. Ochelarii mi-au plăcut, arată interesant, o să vedeți și un suport foarte, foarte interesant pentru introducere telefon în ochelari. Mi se pare foarte simpatic și ușor de folosit. Ok. Aceasta este partea frontală, un design plăcut. Ochelarii nu sunt foarte grei, însă puțin mai grei decât cei de la Samsung Gear VR. Observați acest control asupra lentilelor, îmi place foarte mult. Aveți control individual pe fiecare lentilă în parte, le puteți seta în funcție de nevoile și de privirea fiecăruia, de vederea fiecăruia, în funcție de ce aveți nevoie. Nu am mai văzut până acum așa ceva. La Samsung, spre exemplu, puteți seta doar într-un singur mod, respectiv ambele lentile în același timp. Foarte plăcut aici. Acesta este suportul pentru telefon, după cum spuneam, acei bureței se vor lipi aici pentru a proteja telefonul. Nu știu de ce nu au venit lipiți, în fine, se lipesc foarte ușor. Suportul este foarte plăcut și ușor de folosit, după cum am spus. Priviți cât de simplu se introduce telefonul în ochelari sau cât de simplu puteți să-l scoateți. Este chiar mai simplu decât la Samsung Gear VR. Un punct în plus, apreciez această inventivitate. Chiar foarte simplu de folosit. Pe partea frontală aveți acest căpăcel care glisează, dându-vă acces în acest fel la camera telefonului. Practic puteți folosi ochelarii în aplicații ce necesită camera telefonului pornită. Cam așa ceva arată dincolo de lentilă. Voi încerc să filmez cât se poate de vizibil, deși este destul de greu. O să vă las în continuare să aveți un mic demo cu două joculețe descărcate din Google Play. Ce să mai, ochelarii sunt foarte interesanți, iar în combinație cu un gamepad reprezintă ceva fantastic. În plus, prețul acestora este fantastic. Am plătit undeva la 12-13 dolari pe ei. Super tare. Pentru o experiență VR merită achiziționați. Apropo, nu aveți buton back pe acești ochelari, nu aveți nici acel magnețel care exista în ochelarii Google Cardboard, cei făcuți din carton, trebuie să folosiți un gamepad cu conectivitate Bluetooth. Mulțumesc, un like, un share, un subscribe.